La sesiunea de toamnă a bacalaureatului, la nivelul județului Călăraș, s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 27,69%. La acest examen nu s-au înregistrat note de 10 și nici incidente. Candidații au așteptat în fața centrului de evaluare deschis la Liceul Danubius din municipiul Călăraș afișarea rezultatelor, însă la ora 12 au aflat rezultatele online de pe site-ul Ministerului, pe geamul unității de învățământ fiind afișat doar un anunț privind perioada de depunere a contestațiilor. La această sesiune a bacalaureatului, în județul nostru au fost înscriși 575 de candidați. Probele scrise au început pe data de 21 august, iar pe 3 septembrie au fost afișate primele rezultate. Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune contestații până la ora 16. Vă reamintim că la sesiunea din vara a examenului de bacalaureat s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 58,43%. La nivelul județului Călăraș, procentul de promovabilitate realizat de candidații care au susținut probele în cadrul sesiunii august-septembrie a examenului de bacalaureat național este de 27,69%. Cu mențiunea că procentul de promovabilitate pentru candidații din seria curentă este de 31,72%, iar pentru cei din seriile anterioare este de 21,3%. Am avut note de 10? Nu am avut note sau medii de 10. La această sesiune s-au înregistrat probleme, elevii eliminați sau au existat incidente? Nu, nici la această sesiune, cum de altfel nici la sesiunea anterioară, nu s-au înregistrat incidente, nu au fost candidați eliminați, examenul desfășurându-se în condiții normale. Vorbiți-ne un pic de perioada în care elevii nemulțumiți de rezultat au posibilitatea de a depune contestații. Candidații care sunt nemulțumiți de rezultatele pe care le-au obținut la această sesiune a examenului de bacalaureat național pot depune contestațiile astăzi, 3 septembrie, în intervalul orar 12-16, iar afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor se va realiza în data de 7 septembrie. Bună ziua, doamna! Și media totală 6,46. Dar iubirea mea! Hai că ne uiți măcar! Mi-am venit 570. Le luăm, frate? Da!